Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro, la pruncul meu de 2 ani de zile, că îl face praf. Se nervează la un joc, la nu știu ce, da? Se nervează de cu el de pământ, s-a făcut praf 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valorile lui și le faci praf în mizerie, în alcool, în imoralitate, nu mai le mai enumăr pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă sfințești viața, dacă schimbi viața, iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credință. Mă uit la Pavel, o zis Pavel, am stat în spate gunoaie și în fața am valori. O zis Moise, după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului, o zis, când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochii pironiți spre răsplătire, dar mai întâi o să am de tras aici. Aleg suferința lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ne ridicăm în picioare, citesc un text din Luca capitolul 12, pagina din Biblie 1005. Luca 12, începând cu versetul 16. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodit mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roatele? Iată, zis el, ce voi face: voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, am vorbit azi dimineață despre cum să-ți faci planuri pentru anul care vine și în această seară vreau să învățăm din Biblie cum putem să fim mai bogați pentru anul care vine. Așa că e un subiect care ne place. Numai că diferența va fi că nu voi vorbi despre valorile materiale. Mă gândeam azi dimineață când am aflat că bunicul meu a trecut în veșnicie la 92 de ani. Încercam să fac un calcul, să spun nimănui, cam cu ce a rămas, cam ce a dus de aici din viața asta. Apartamentul, nu l-a dus cu el, avea un telefon din ăla micuț, nu l-a dus cu el, n-a dus nimica cu el. Știți că mulți oameni știu să se pregătească de înmormântare. Bunicul meu și-a pus bani deoparte de ani de zile pentru înmormântare. Și-a luat groapa de ani de zile. De când a murit bunica mea, de vreo 7 sau 8 ani. Însă bunicul meu știu să se pregătească și pentru moarte, numai pentru mormântare. Că sunt oameni care numai pentru mormântare și să se pregătească. Știți că multe din lucrurile pe care noi le adunăm sau pe care le strângem nu o să ne fie de niciun folos în ziua plecării noastre de aici? Nu o să aibă niciun folos. Eram la o mormântare și o soră a recitat o poezie care a vorbit mai mult decât orice predică și unul din versuri mi-a vorbit într-un mod deosebit și spunea un vers: haina morții nu are buzunar. Haina morții nu are buzunar. Dragii mei, există un care se numește topul Forbes în lumea asta, unde cei mai bogați oameni. Cei mai bogați oameni sunt în și un microfon în mână. O să încerc să vi enumăr pe primii trei, probabil că îi cunoașteți. Mulțumesc frumos. Primul dintre ei este Bill Gates, CEO-ul de la Microsoft, apoi este Warren Buffett, cel mai mare investitor al tuturor timpurilor, și este Jeff Bezos, tot printre primii trei, CEO de la Amazon. Și lumea are un clasament al ei și dacă stai de vorbă cu oamenii din ziua de astăzi, te vor întreba și dacă îi vei întreba cam ce ai vrea să ajungi. Aș vrea să fiu printre primii 500 din topul acesta. Însă, dragii mei, pe mine mă mișcă un verset din textul pe care vi l-am citit. 21.
Tot așa este și cu cel ce își adune comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Eu am rămas foarte mișcat de acest text și în special de ultimul verset, pentru că în lumea în care trăim, uitați-vă în Luca 16, la săracul acela, Lazar, și la bogat. Și vă pun o întrebare directă. Dacă ați fi trăit în vremea aceea, la care înmormântare ați fi mers? Am văzut pe YouTube o mormântare, era preotul, cantorul și mortul. Atât. Am stat și m-am gândit, bă, nu cumva e săracul Lazar ăsta? Că oamenii din ziua de astăzi izbesc prin ceea ce au. Copiii lui Dumnezeu trebuie să izbească în mod special prin ceea ce sunt. E mare diferență, e o diferență colosală. Impresionezi pe oamenii din lumea de astăzi prin ceea ce ai. Și omul acesta, bogatul din Luca 12, în ochii oamenilor era bogat. În ochii lui Dumnezeu cum era? Sărac, lipit pământului. Știți că sunt două feluri de săraci. Săraci lipiți pământului și săraci lipiți cerului. Ferice de cei săraci în Duh, că a lor este împărăția cerului. Nu mai spune că e sărac. Că e sărac lipit cerului, mă. Tu ești un om bogat. Dragii mei, adevărații bogați, nu să ia care au miliarde în conturi. Adevărații bogați, să ia care l-au pe Dumnezeu. Asta e bogăția adevărată. Nu? Mie versetul ăsta îmi spune ceva. Că poți să fii bogat în ochii oamenilor, dar oamenii nu o să aibă ultimul cuvânt pentru tine. Și mai spune ceva. Că ceea ce strâng pentru mine, valorile astea materiale, pe Dumnezeu nu îl impresionează lucrurile astea. Pe Dumnezeu îl impresionează cu totul altceva. Și vreau în această seară să ne uităm la 5 bogății pe care dacă le avem în 2020 sau în anii care vin, o să-L impresionez pe Dumnezeu cu ele, să știți. O să rămâne Dumnezeu mișcat de bogățiile astea. Însă înainte să încep mesajul, vă mai spun un lucru pentru că mă frământă lucrul acesta. Trăim într-o lume în care căutăm părerea vecinilor, a neamurilor, a verișorilor, a prietenilor. Ultimul cuvânt nu o să-l aibă ăștia pentru tine. Ultimul cuvânt îl va avea Dumnezeu. Și ceea ce observ în Scriptură, în multe părți, este că de multe ori ceea ce spuneau oamenii era total opus cu ceea ce spunea Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu și apoi intru în mesaj. La biserica din Laodicea, Dumnezeu are pentru ea un mesaj foarte greu, foarte groaznic, foarte tragic. În vremea aceea, în Laodicea, se producea lână neagră. Și oamenii când veneau la biserică se uitau, bă, dar hai să, cum ești îmbrăcat astăzi? Super, zice, extraordinar. Lână asta era vestită și acolo, și în prejur, și oamenii trăiau bine din cauza comerțului cu lână neagră. Și Iisus Hristos vine și le spune, voi sunteți goi. Cum, Doamne, că eu m-am îmbrăcat, am pus pe mine 1000 de euro și tu spui că sunt gol. Nu? Se producea o alifie pentru ochi în Laodicea. Era vestită Laodicea pentru cremele speciale care le avea pentru ochi. Și Dumnezeu le spune, ești orb. Din cauza faptului că, din punct de vedere oftalmologic și material al hainelor stăteau bine, aveau un sistem bancar foarte bine dezvoltat. Erau oameni cu bani. Și Dumnezeu vine la ei și le spune, sunteți săraci. E sărac, orb și gol. Dragii surori, eu nu vă cunosc pe voi, dar eu în dreptul meu iau aceste cuvinte. Știind că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt în dreptul meu și al familiei mele și poate fi du-te sau vină, scopul vieții mele nu-i să impresionez oamenii, ci să atrag ochii lui Dumnezeu și îndurarea Lui peste mine. Și în ziua când se va termina istoria lumii, să-mi zică vino, rob bun și credincios. Prima bogăție despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta este bogăția credinței. În Iacov, capitolul 2, cu 5, cuvântul Domnului, dacă poți te rog să afișezi, spune atât de frumos, n-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în ce ne-ar fi plăcut să scrie aici euro sau dolari, așa-i? Mă și gândeam, dacă veneam din țară cu vreo 100.000 de euro și spuneam, fraților, păstor, vă rog să anunțați că la fiecare care vine la biserică dau 500 de euro. Cred că și pe tavan erau oameni. Iertați-mi expresia. Cred că era blocată parcarea până la Udine sau autostradă.
Oamenii asta caut, oamenii caută ceva material. O spus o femeie din județul Arad, eu aș vine la pocăiți dacă pocăiți mi-ar da măcar o casă. Nu. De la una în sus, nu zice. Măcar o casă să-mi ia. Nu. Dragii mei, auziți ce spune Iacov? Să-i facă bogați în credință. La un moment dat, cuvântul Domnului spune în 1 Petru 1:7, încercarea credinței voastre, nu încercarea mai scumpă ca aurul, ci credința, încercarea credinței voastre, virgulă, cu mult mai scumpă decât, nu știu cât e în Italia un gram de aur, în România un gram de aur e 40 de euro. Și Dumnezeu vine și spune astăzi că un gram de credință e mai valoroasă decât, are mai mare valoare decât un gram de aur. Te-ai gândit la lucrul ăsta vreodată? Numai că Biblia mai spune ceva. Și lumea în care trăim ne arată ceva. Dacă vrei să ai aur, trebuie să dai bani mulți pe aur. Dacă vrei să ai credință, există o singură condiție. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Dragii mei, eu nu pot să dau la copilul meu un telefon de 1000 de euro, la pruncul meu de 2 ani de zile, că îl face praf. Se nervează la un joc, la nu știu ce, da? Se nervează de cu el de pământ, s-a făcut praf 1000 de euro. Dumnezeu nu poate să-ți dea o valoare în seara asta dacă tu trăiești în păcat. Că tu iei valorile lui și le faci praf în mizerie, în alcool, în imoralitate, nu mai le mai enumăr pe toate. Dar spune Dumnezeu astăzi, dacă sfințești viața, dacă schimbi viața, iau din cele mai mari valori și pun în mintea ta, pun în inima ta și pun credință. Bun, dar cum trebuie să păstrez credința asta? Că dacă iau aur, nu? Cu mine. Nu-l pun pe bord. Încui mașina și mă duc în Kaufland sau în Lidl sau în Aldi. Las aurul pe bord acolo. Nu trebuie să am grijă de el, nu? Îl iai safe și îl pui într-un safe, nu? Fiecare lucru, dragii mei, din lumea asta trebuie păstrat, nu doar primit. Că mulți au primit Duhul Sfânt, dar nu mai au Duhul Sfânt. Mulți au primit o haină albă în ziua botezului, dar nu au haina aia albă. Îi spune Pavel lui Timotei, păstrează credința și un cuget curat sau într-un cuget curat. Dacă ai 100 de euro, nu îi pui afară în curte, că vine ploaia și te face praf. Îi pui în pormoneu, pentru că în pormoneu sau în cont banii își păstrează valoarea. Dacă ai o porță de mâncare și vrei să mănânci din ea și mâine, o pui în frigider, nu o scoți în curte sau în stradă, că se alterează. Mâncarea are un loc unde pentru o anumită perioadă își păstrează proprietățile fizice și poți să o folosești din nou. Ai un costum, îl pui pe un numeraș acasă ca să te poți folosi de el și peste 2-3 săptămâni sau 2-3 luni. Dacă vrei credința care ai primit-o de la Dumnezeu să aibă biruință în viața ta, să-și păstreze valoarea, ea trebuie păstrată într-un cuget curat. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră doriți bogăția asta în această seară. E foarte greu pentru noi ca predicatori să vorbim despre ea. Pentru că e un lucru care nu se vede. Trăim într-o lume care se bazează pe ceea ce vede. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat o mașină și a spus, mă, eu vă trimit banii, voi dați mașina, trimiteți-o pe curier. Vedem noi. Nu, ai vrut să o vezi mai întâi. Nimeni dintre voi n-ați cumpărat un apartament sau o casă fără să semnați pentru ea. Nimeni dintre voi nu v-ați angajat la vreun patron care v-a zis, bă, eu te plătesc, dar nu semnăm niciun act, dar pe cuvântul meu că te plătesc. Dar n-am nevoie de cuvântul tău, eu am nevoie de un act. Trăim într-o lume care tot ceea ce face, face prin vedere. Pentru aia credința e greu de explicat. Dar are o valoare imensă, pentru că într-o lume care merge prin vedere, Dumnezeu spune, dacă mă urmezi pe mine, tu trebuie să mergi prin nevedere sau prin invizibil, să zic așa. Mie mi-a fost ușor să mă căsătoresc cu soția mea în ziua nunții, când m-am uitat la ea, am văzut-o, da? Ne-am cunoscut, am vorbit despre planurile care le avem împreună. Nu a fost, băi, nu-i nimeni lângă mine, dar eu semnez, da? Nu știu cu cine, dar hai să vedem. Nu. Ei bine, la apa botezului exact asta se întâmplă. Tu cobori în apa botezului și spune Pavel, v-am logodit. În apa botezului are loc o logodnă, nunta are loc în cer. Da? Problema e că botezul pentru mulți pare o nebunie. Pentru că tu spui, îl urmez, dar unde îl vezi? Nu-l văd, dar eu îl urmez. Crezi în el? Cred, dar îl vezi? Nu-l văd. Tocmai asta, dragii mei, e valoarea credinței.
Că într-o lume a materialismului noi trăim cu valorile spirituale noi și când toată lumea asta va lua foc și va fi sfărâmată de Dumnezeu și va fi transformată în cenușă, credința asta care o am mă va înălța într-o zi la cer. Pentru aia spune Biblia, voi credeți în El fără să-L fi văzut. Știți că diavolul, dragii mei, urlă de ciudă dacă aș putea folosi cuvântul ăsta? Pentru că Dumnezeu prin noi, prin frații din Mansuie, prin frații din România și din alte biserici, va demonstra diavolului într-o zi că el, deși a văzut Ierusalimul, deși a văzut străzile de aur, deși a văzut cerul, deși a fost dirijor de cor acolo, deși a văzut lucrurile astea, au căzut de acolo, prin voința lui proprie, prin nemulțumire și mândrie. Și Dumnezeu îi demonstrează, duc în cer oameni care nu au văzut ce ai văzut tu, dar m-au crezut pe cuvânt, au acceptat jertfa mea. Și într-o zi vor ajunge de unde tu ai căzut. Și mulțumesc Domnului pentru credința asta. Pentru aia martirii au putut sta. Și știu martiri, și am citit în istoria martirilor, oameni care au întins mâna când s-au prins focul. Și au zis, ard aici un minut, două, trei minute, dar nu ard o veșnicie, ci stau cu Dumnezeu o veșnicie. Mă, dar de unde ai credința asta? Oameni care în arenele romane au fost uciși de lei. Ce crezi că i-au ținut? Banul? Credința. Spune cântarea, credința mea eu o zidesc. Ascultă-mă, nu o să poți să ții credința vie fără părtășie cu biserica, cu oamenii care cred la fel. Nu o să poți să ții credința vie fără Duhul Sfânt care lucrează împreună cu credința ta la pregătirea ta ca să fii mireasă într-o zi. Pentru că vreau să vă mai spun ceva. Între logodnă și căsătorie încă te mai poți răzgândi. Eu știu băiat în țară, nu-i demn de lucrul ăsta. Nu au făcut un lucru frumos, dar au rupt trei logodne până acum. S-au răzgândit. Și diavolul știe că nu în apa botezului ți-a asigurat mântuirea. Tu ai primit mântuirea atunci, dar Biblia spune în Corinteni, dacă rămâneți în ea. Eu pot să primesc o mașină frumoasă și să intru cu ea în stâlpa a doua zi. Diavolul știe că până în ziua morții eu te pot face să te răzgândești. Și pentru aia, marile atacuri ale diavolului vin la nivelul minții. Depresie, întrebări, oare Dumnezeu mai există? Uite că este cancer, uite că este boală în viața mea. Păi dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă mărs copilul în lume? Dragii mei, ascultați-mă, diavolul prin toate lucrurile astea vrea să ne testeze fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, îți dau voie să-i faci praf asta, să faci asta, să faci asta, să iei sănătatea ca și la Iov. Eu îți demonstrez că El continuă să mă iubească. Și dacă nu continuă să mă iubească, înseamnă că n-are credința adevărată, înseamnă că totul a fost un sentiment, un fals. Ceva de două minute, de trei minute, de o oră, de o zi, de un an. Cântarea spune, credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos ca stâncă în viața va sta. Prin credință au murit toți aceștia. Îmi doresc astăzi, Doamne, lasă bogăția asta în noi. Nu e vizibilă, nu pot să vin, eu nu pot să vă arăt, uite cum arată credință. Dar mă uit la oameni care în cele mai grele momente au rămas în picioare. Știți că cei mai sfinți oameni pe care îi cunosc sunt cei mai încercați oameni? Cei mai testați oameni de Dumnezeu? Eu nu o să vă spun astăzi, dacă vă pocăiți, haideți la noi la pocăiți, că o să vă meargă totul bine. Eu vreau să vă spun astăzi ceva clar. Dacă vă pocăiți, o să vă meargă multe lucruri rele. O să aveți multe probleme în viața asta, dar Dumnezeu va fi cu tine în problemele astea. E mare diferență printre a trece printr-un deces cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. În a trece prin pierderea locului de muncă cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. E mare diferență. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea care ne-o faci. Lasă în seara asta credința să lucreze în inima ta, accept-o ca o valoare, dar păstrează-o, pune preț pe ea. Doi, o a doua bogăție, dragii mei, pe care Biblia ne-o recomandă și mi-aș dori să o avem fiecare dintre noi, este, o găsim în Coloseni, capitolul 2:2. Tot ceea ce spun vreau să demonstrez Biblie, pentru că nu părerea mea contează, ci contează cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 2:2, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile, cui? Plinătății de pricepere, adică bogățiile înțelepciunii. În Iacov capitolul 1:5, cuvântul Domnului ne îndeamnă un lucru foarte frumos.
Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor câte un picur pe an, nu așa scrie? Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dragii mei, vă rog frumos să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Un om poate să ajungă inteligent prin cunoaștere, e foarte bun la geografie, foarte bun la istorie. Îți poate spune toți domnitorii României în ultimii 500 de ani, da? Ăla ai inteligență. Pentru aia nu trebuie să citești Biblie. Poți să fie foarte bun la matematică, la chimie, să știe tabelul Mendeleev pe de rost. Asta e inteligență. Printr-o cunoaștere, prin cărți, prin scris, prin citit, prin educație, vor fi oameni care au premiul Nobel și nu o să ajungă în cer. Aia e inteligență. Înțelepciunea e cu totul altceva. Înțelepciunea, dragii mei, e o calitate care vine de la Dumnezeu din cer și îți dă putere să separi binele de rău și să alegi binele. Să separi blestemul de binecuvântare și să alegi binecuvântarea. Să separi viața de moarte și să alegi viața. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune în alegerile zilnice. În deciziile pe care le luăm, cum spuneam azi dimineață, în planurile pe care le facem. Ai nevoie și am nevoie de înțelepciune. Eu încă n-am primit niciun bilet la anvon la mea la biserică care să spună așa: fraților, sora, eu mă numesc sora X, da? Vorbesc de bilet care se scrie clar. Sau bărbatul X. Și am nevoie de înțelepciune. Vă rog să vă rugați pentru mine. Noi tot pentru diabet ne rugăm și pentru cancer și pentru tensiune și pentru varice. Dragii mei, ascultați-mă. Se poate merge cu diabet în cer. Se poate merge. Dar nu poți să mergi în cer cu minciună, nu poți să mergi în cer cu păcat, nu poți să mergi în cer cu haina pătată. Tu ai nevoie, cea mai mare nevoie care noi avem în viața asta e nevoia de înțelepciune. Să știu când să tac și să vorbesc. Mă uit la copilul meu, are 2 ani jumate, Lucas încă nu vorbește. Numai da sau nu, mai mult spune nu decât da. Mă uit, îi trebuie 2-3 ani până învață să vorbească. Și știți ce m-am gândit? Că îi trebuie o viață întreagă și îmi trebuie o viață întreagă să învăț să tac. Că multe necazuri spune în proverbe, cine își păzește limba, își păzește sufletul de multe necazuri. Te dăm vina pe diavolul. Că ce să știi spere diavolul de câte ori îl facem vinovat. Uneori noi suntem vinovați, dragii mei. Și am nevoie să știu că dacă nu lăsam mesajul ăla pe WhatsApp și nu o bârfiam pe aia, la ăla sau la aia, nu făceam necazul și conflictul ăla mare, nu? Care ți arde casa acum. Și îți mai dau un sfat, dacă arde casa, nu pune benzină pe foc. Iar vin cu argumente. Cu cât te aperi mai mult, cu atât ești mai vinovat. Nu? Pune apă, pune cuvântul Domnului acolo. Sau taci. Avem nevoie, dragii mei, de înțelepciune. Să știu când să vorbesc, să știu când să tac. Nu? Să știu, eu tare mult mi-aș dori așa să gândesc cum gândește Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Eram într-o biserică din Oltenia, oameni îmbrăcați săraci în ultimul hal. Oameni care n-au o educație foarte mult, în zona aceea în special. Ați fost și voi, poate unii. Și mă uitam la ei și spuneam, bă, săraci de ăștia. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ăștia săraci? În ochii tăi e săraci, mă. În ochii noștri sunt bogați. Am zis, Doamne, cum să fie bogați? Și au zis, o să vezi la rugăciune, că nu era început încă programul. O să vezi cum se roagă oamenii ăștia. Știți cum se ruga, dragii mei? Mă fă mie rușine, că eram slujitor și nu mă rugam ca ei. Cu lacrimi, în alte limbi, coboră Duhul Sfânt acolo prezent. Și am zis, Doamne, mă simt așa prost, că eu calculez după vedere, după cântăresc după ochi și Tu cântărești altcumva. O zis Duhul Sfânt, uite-te cum spun amin la predică, uite-te cum spun aleluia, uite-te cât de mult își doresc să audă cuvântul meu. Ei-s bogați în ochii mei, mă. T-ai spus că săraci. Nu, ei-s bogați. Dragii mei, m-aș bucura, nu știu, mi-aș dori foarte mult să am înțelepciunea asta, să calculez cum calculează Dumnezeu. Să fac alegeri, cum Dumnezeu alege, să dacă ar fi să evaluez un caz, să-l evaluez cum Dumnezeu îl evaluează. Nu? Care dintre tineri de aici sau adolescenții care sunt la liceu sau la facultate, ai curajul să scrii pe foaie că unul e mai mare ca 1000? Nu, nici nu-ți recomand asta. Știți că sunt situații în Biblie când unul e mai mare ca 1000? Mai mult faci o zi în casa ta decât 1000 în altă parte. Păi spune asta la un matematician, că te înjură. Nu poți să-i spui, că el nu o priceput. Nu? Mă gândesc altă situație, repede, unde numai înțelepciunea lui Dumnezeu putea calcula corect. Mergeau ăștia la templu și în vremea aceea erau case de schimb și Biblia spune despre ele. Acolo la intrarea templu, da?
În curtea templului erau case de schimb și mereau bogații, atunci nu erau bani de hârtie cum o să acum la noi. Erau monezi și schimbau monedele de valoare mare în monede de valoare mică ca să aibă mult mărunțiș la ei. Și făceau lucrul acesta și apoi mereau undeva în față, la templu, unde erau niște ligheane. Numai că de la intrare, unde stăteau ăștia care evaluau situația, până la ligheanele alea, nu se vedea exact. Când tu ridicai banii ăia, nu se vedeau exact ce erau, mari sau mici, dar se auzea gălăgie multă. Și atunci scopul era să pui mult ca să impresionezi pe oameni. Și cei care au fost acolo, ucenicii, s-au uitat. Mă, dacă te-au pus ăștia, mă. Dacă ar fi avut telefoane, numai blitzuri ai fi auzit. Ăștia, dacă i-aș avea pe ăștia în biserică, ai face treabă cu oamenii ăștia. Da? Și la urmă de tot vine o femeie văduvă. Vreau să vă pun o întrebare. Care dintre voi ați făcut greșeala să vă luați toți banii de acasă cu voi în seara asta? Doamne fer, Doamne, îi pun cumva din greșeală la colect. Nu? Au pățit un frate în România. Au vrut să pună 5 lei și au pus 50 lei. Zice, mă, îmi pare rău, mă, că am 5 lei ai pus, stai liniștit. În locul Domnului tot 5 lei au fost. Da? Dar eu dacă eram în locul văduvei, meream la fratele păstor. Frate păstor, m-ai pus pe lista văduvelor. Că știi că nu așa spune Biblia, nu? Nu. Dragii mei, femeia asta avea deja bogăția despre care vă vorbeam. Avea bogăția credinței. Nu mai am ulei și făină mâine, nu mai am nimica în frigider, nu mai am nimica. Eu pun ultimii bani la colectă din casa mea. Dar am credință în Dumnezeu și pot să cânt cântarea care spune nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Oameni buni, femeia asta vine în față la ligheane. Ăștia care au pus bani s-au uitat să vadă dacă tot se uită la ea. Asta s-a uitat că nu-și dorea să se uite nimeni la ea, că era rușine. Și ridică banii până la buza ligheanului, ia doi bănuți și nu mai împinge. Și pleacă smerită la loc. Și înțelepciunea lui Dumnezeu, știți ce spune? Că femeia asta a pus mai mult decât toți. Că Dumnezeu nu se uită cât pui la colectă, ci se uită la cât îți rămâne acasă. 50 de euro poate să fie o sumă foarte mare de pus la colectă dacă ia toți banii care ai acasă. De dacă ai acasă 30.000 de euro, așa că nu e mult 50 de euro. Ați înțeles acum? N-ai vrea să ai înțelepciunea asta. Mă uit la Pavel, o zis Pavel, am stat în spate gunoaie și în fața am valoare. O zis Moise, după ce a făcut facultățile Egiptului și tot studiul Egiptului, o zis când pun pe un taler educația Egiptului și pe alt taler slava lui Dumnezeu și suferința lui Dumnezeu mai întâi de slavă. E adevărat că am ochii pironiți spre răsplătire, dar mai întâi o să am de tras aici. Aleg suferința lui Dumnezeu. Ce înțelepciune, dragii mei! Mă rog astăzi Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. 3. O altă bogăție despre care vreau să amintesc în această seară este bogăția harurilor la prular lui Dumnezeu. Bogăția harului sau bogăția harurilor, pentru că Biblia vorbește despre mai multe haruri în Biblie. Și vreau să vă spun, dragii mei, că de primul har, harul purtării de grijă al lui Dumnezeu, au toți oamenii parte. Azi dimineața Duhul Sfânt ne vorbea aici și vorbeam acasă cu soția unde am fost cazați după ce am plecat de aici. Când ni se pare normal să fim sănătoși, să avem copiii lângă noi, cine știe câte accidente nici măcar n-am văzut că Dumnezeu nu a scăpat de ele. Exact cum a spus Domnul prin prorocie. Dați-mi voie să vă citesc ceva, să vedeți anul acesta câte s-au întâmplat în lume. Potrivit statisticilor de pe un site serios, 23.000 de oameni au murit de foame numai astăzi. 23.000 de oameni. 805 milioane de oameni anul acesta n-au avut acces la o sursă de apă potabilă. 259.000 de mame au murit la naștere anul acesta și mamele noastre sunt între noi. S-au născut copii cu bine. 7,8 milioane de oameni au murit de cancer anul ăsta. Și eu sunt în viață și tu ești în viață. 1 milion de oameni s-au sinucis anul acesta.
Și tinerii noștri sunt în biserică botezați cu Duhul Sfânt și cu speranță. Și un milion de sinucideri pe globul pământesc. 1,2 milioane de morți în accidente rutiere. Și Dumnezeu a păzit mașina mea și familia mea și mașina ta și casa ta. 7,2 milioane de copii morți de la 5 ani în jos. Eu am 3 de la 5 ani în jos care sunt în viață. Și 2 peste 5 ani. Cu fost o mână care au purtat de grijă. 40 de milioane de avorturi anul acesta pe glob. 40 de milioane. Mă și mir că Dumnezeu ne mai suportă. El deploie și peste cei buni și peste cei răi. Tu ai putea da de mâncare la unul care te blastămă în fiecare zi? Să scoală dimineața și consultă horoscopul. Primul lucru. Și Dumnezeu zice, chiar dacă face asta, o să-i port de grijă astăzi. Că în Roman 2:4 Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea, adică harul lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință. Dragii mei, suntem responsabili și toți oamenii de pe planeta asta, Dumnezeu le-a făcut parte de harul purtării de grijă, într-un fel sau în altul. Numai vreau să vă spun că nu-i suficient să ai doar harul ăsta. Există apoi un har care se numește harul iertării, harul mântuirii. Vouă v-a fost dat harul să credeți. Și ăsta e al doilea har de care Biblia ne face parte și vă face și vouă parte astăzi. Și mai este un har pe care îl găsim în 1 Petru 1:13. Și aștept, încă n-am avut parte de harul ăsta, dar îl aștept și cred că împreună cu mine îl așteptați și voi. Ascultați ce spune Biblia aici. De aceea încinziți-vă coapsele minții voastre, fiți streși și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ai tu bogățiile astea? Ai prima bogăție a primului har, o ai. Niciun om de pe planeta asta nu va putea spune, Doamne, nu mi te-ai arătat. Ba da, ți-am arătat că am spus ficatului tău care are peste 500 de funcții în organism să lucreze încă. Am spus inimii tale care probabil s-o săturat să mai bată, i-am spus să mai bată încă. Știți ce mă doare? Că copiii cred în Moș Crăciun și oamenii mari nu cred în Dumnezeu. Nu vă doare lucrul ăsta? Apropo, hai să vă zic ceva, și-am pățit acasă la noi. Nu știu de ce Duhul Sfânt îmi spune să spun asta. Poate sunt aici oameni care au nevoie de lecția asta. Săptămâna trecută au venit copiii mei entuziasmați de la grădiniță și de la școală. Tate zice, în sfârșit vreau să spun că există Moș Nicolae. O venit să ne învețe pe noi, a venit să învețe puiul găină. Știți? Dar așa cu credință, dragii mei, eu cred că eu pe unii pocăiți nu i-am văzut cu așa entuziasm despre Dumnezeu, cum aveau copiii mei entuziasm despre Moș Nicolae. Nici nu m-a salutat, direct la baie o mers să-și ia cizmele să le spele. Și papucii. Fai, deja m-au trecut transpirațiile. Ce să facem? M-am consultat cu soția. Mi-am adus aminte de Elie pe Carmel, știți? Nu, i-am lăsat să-și pună cizmele. Numai plin era geamul de cizme. O scris și o scrisoare la Moș Micolaș. Că nu poți să iei cureaua să-i bați, mă. Îți dau ție tău Moș Micolaș, îți dau ție. Nu mai poți să faci asta, că nu e sub comunism. Înțelegi? Că ți intră pe Google și îți demonstrează. Da? Noi i-am lăsat și seara am stat de vorbă cu ei. Soția i-a luat pe așa la vreo 3/4 de oră de consultație, știți? De comitet. Au încercat să-i lămurească, au încercat în toate părți. Aia mai mare, deja jumătate nu mai credea. A doua fată și băiatul al treilea, da? Vorbesc de fată de 8 ani jumate, Grace, Elisa 6 ani jumate spre 7 și Ianis 5 ani. Ăștia au zis, nu, sunt nicio formă, noi nu scoatem alea din geam, sunt nicio formă. O și pus scrisorile lui lipit de geam să vadă moșul. Am spus, mă, dar cum vede asta pe întuneric, mă? Voi v-ați gândit? Că era noapte afară. O să au lipit scrisoarea de geam, știți? Și atunci i-am strâns pe toți la rugăciune. Lângă cizme, acolo le-am făcut o rugăciune cu foc. Și am zis, hai să vă spun ceva. Dacă mâine dimineață găsiți cizmele astea goale, gata. Dacă le găsiți goale, pe cine o să credeți? Pe profesorii voștri sau pe părinți? Pe părinți, tati. Bine, așa au spus ca și cum n-au cum să fie goale. Sub nicio formă nu o să fie goale alea. Știți? Zic, uite aici, facem o rugăciune. Dacă cizmele voastre sunt goale la dimineață, o să credeți pe părinți și mai credeți ceva că Dumnezeu există. Da, tati, dacă cizmele alea sunt goale, Dumnezeu există.
Nu vă spun ce a fost a doua zi la noi dimineața. Cântarea aia, lacrimile de durere când se vor sfârși. Știți? O venit la cezme, acum știți cum sunt fetele? Fetele sunt foarte simpatice, adică vor să se încurajeze una pe alta. N-ați observat în viață lucrul ăsta. Tot timpul sunt câte două. Da? Se încurajează una pe alta. Când a văzut fata mai mare că era cizma goală, omor și-o luat jucării și-o pus în cezme. Știți? Asta la altă s-o prins, că zice, bă, dar astea jucăriile mele, mă, ce faci cu ele, mă, zici? Ați înțeles? Iertați în momentul ăsta, nu e un rău, am înțeles, da? Unde a vrut să ajung? Știți ce m-au spus copiii? Tate, zice, ce mincinoși sunt profesorii noștri, mă. Zic, oameni buni, așa le-a zis la pruncii mei, când eu eram mic, maică mea, ca să-mi demonstreze că Moș Crăciun e o minciună. Dragii mei, voi zâmbiți, dar eu cred că nu la voi întâmplări am spus lucrul ăsta în seara asta aici. Poate cineva se mai ocupă cu minciunile astea. Păi cine știe, Doamne fermă. Dacă eu am fost copil mic, maică mea s-a făcut la grădiniță cu moșul. Toți s-au primit din alea, cu telecomandă, tractoare, mașini. Păi după Revoluție 94, să vezi, aia era o minune. Noi am primit așa un pachet închis cu celofan, habar n-aveam ce e în el. Tot vorbeam cu fratele meu pe drum, bă, cine știe ce mașină cu telecomandă e aici, mă, cine știe ce limuzină o să primim. Când am ajuns acasă, era un plover de dulapul meu. Fai, ce m-am supărat pe maică. Dar maică mi-a zis, n-avea cum să-ți demonstrezi altcumva că moșul e o minciună, decât dacă îți dădeam ceva ce tu ai, nu? Așa puteam să-ți demonstrez. Și le-am spus la copiii mei, vreți să aveți niște părinți care vă mint în față? Și au zis, nu, tati, au zis, mulțumim că ne-ai dat lecția asta. E dureroasă, dar mai bine plângem o dimineață, nu? Decât toată viața, nu? Nu? Dar asta m-a mirat și când am închis paranteza. Nu știu pentru ce am spus lucrul ăsta. Dacă vă mai ocupați cu asta, Domnul să le nimicească. Da? Dar uitați-vă cât entuziasm la mulți copii să creadă o minciună. Le-am spus, mă, profesorii voștri, pentru că vreți voi și vă plac astea, pentru asta vă spun lucrurile astea. Și la oameni mari le spui despre Dumnezeu și nu vor să priceapă. Nu vor să înțeleagă. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, am nevoie de harul Tău. Nu doar de harul purtării de grijă. Lasă-mi, te rog, și harul mântuirii și mai te rog frumos ceva. Lasă-mi și harul să te văd într-o zi față în față. Că atunci când va veni răpirea, dragii mei, harul care va fi adus, tot ce n-ai putut face tu, va face harul acela. Pentru că indiferent cât mă strădă eu în viață, nu pot să am chipul Domnului Iisus, dragii mei. Și Biblia spune că trebuie să avem chipul ăsta. Dar în momentul când va suna arhanghelul cu trâmbița pe nori, va veni harul ăsta și ne va transforma și ne va face asemenea chipului lui Iisus Hristos. Și când vom intra pe străzile alea, pe porțile Ierusalimului, se vor mira îngerii. Mă, dar ce seamănă cu Domnul Iisus, mă? Cum să nu semănăm? Că l-am urmat o viață întreagă. Slăviți să fie Domnul. O a patra bogăție pe care o amintesc și mă duc repede, Isaia capitolul 63 cu versetul 7. Isaia 63 cu 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate. Voi spune marea Lui bunătate față de casa Lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. Bogăția dragostei Lui. Dragii mei, trăim într-o lume egoistă. Trăim într-o lume care nu mai are dragoste. Să știți. Mă gândeam la bogatul acela din Luca 16 cu săracul Lazar la ușă. O preferat să-și strângă, eu nu pot să fac acum, da? Să-și strângă fărămiturile să le arunce la gunoi decât să le dea la ăsta să le mănânce. Știți ce spune Biblia în Galateni 6 cu 7? Ce seamănă omul, aceea va se cerea. Oamenii care nu își împart nici măcar fărămiturile în timpul vieții, nu vor avea parte nici măcar de picuri de apă dincolo. Părinte Avraame, fie-ți milă. Adică eu vreau să culeg milă, dar în timpul vieții am semănat cumva milă? Nu, eu am semănat egoism, dar vreau să culeg milă. Dragii mei, îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne mai dea din dragostea Lui. Și vreau să vă spun astăzi că suntem datori să arătăm dragostea asta în lumea în care trăim. Să împărțim dragostea asta în lumea în care trăim. Nu știu dacă aveți aici surori care au acasă ac și n-au ață. Să le ferească Domnul de asta. Că numai pe Nina făcea lucrul ăsta. Avea acasă ac, dar n-avea ață. Și numai te înțăpa. Da? Nu m-a înțăpat. Am un cuvânt pentru, dacă sper să nu fie nimeni aici. Copiii pe Ninei n-au fost strigați pe nume de Dumnezeu, să știți. Tabit avea acasă și ac și avea acasă și ață. Și într-o zi când a venit Petru, s-o sperea ce era la intrare. Numai haine erau la intrare. Mă, dar ce scoain? Ați făcut strângere pentru săraj, mă? Nu, zice, asta l-a făcut Tabita.
Și nu vrem ca ea să plece dintre noi. Că dacă nu aveai batică, se făcea Tabita în numele Domnului 20, 30 de baticuri. Aveai fusta prea scurtă, în numele Domnului Tabita lucra. Cred că dacă ar muri astăzi, cred că nu ne-ar părea rău după ea, așa? Sau la cât ți-ar părea rău? Uite că mașa, zice, e făcută de Tabita. Avea acasă ac și ață. Ea nu putea să predice. Ea nu putea să meargă în Africa în misiune. Dar o zis, ce pot, vreau să fac pentru Dumnezeu. Tu faci ceea ce poți cu ceea ce ai. Poate spui, mă, n-am nu știu ce daruri mare. Ceea ce ai, faci cu ceea ce ai. Ce ai făcut pentru Domnul ultima dată? Avem noi la biserică, dragii mei, o soră, o cheamă sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil vine cu o plasă în mână și m-am tot întrebat, mă, dar ce are în plasa aia, mă? Că tot merg cu plasa la finalul bisericii, la finalul programului și la familiile care au dus copiii la binecuvântare le dă un cadou. Până într-o zi când și eu cu soția am dus un copil la binecuvântare, vă dați seama, primul care, eu așa m-am așteptat să văd ce aduce sora Ioana. Știți? Că eu vă spun de ce am așteptat, să nu mă judecați greșit, că nu-s hapsând, cum se spune, după cadouri. Nu. Dar sora Ioana are o problemă foarte mare de sănătate. A fost la 10, dacă nu la 100 de doctori din România. Are probleme foarte mari cu ochii. Îi curg ochii aproape în continuu. Nimeni nu i-a putut găsi nicio problemă. Nimeni nu i-a putut găsi o soluție pentru boala care o are. Dacă sora Ioana lua 20 de euro și punea într-o plasă și dădea la cineva sau în mână, într-un plic, nu mă impresiona lucrul ăla. Lua din pensia ei, făcea lucrul ăsta. Dar ce m-a impresionat la sora Ioana când am ajuns acasă, am găsit un costum făcut de mână, tricotat de mână, manual, de lână. Și am stat și m-am uitat, mă, fii atent, o femeie bolnavă, mă, își trimite soțul să-i cumpere lână din piață. Și stă săptămâni întregi și lucrează la costumul ăsta. Nu era mai ușor să dea 1 milion, 100 de lei, 20 de euro să pună într-un plic. Era mai ușor. Dar ea s-a gândit la răsplata veșnică. Și a zis, vreau cu ceea ce am să fac ceva pentru Dumnezeu. Dragii mei, într-o zi, știți ce mi-a spus Domnul? Ai crezut că biserica voastră e bogată, că aveți mixe de nu știu câte mii de euro? Nu. Biserica voastră e bogată că mai aveți oameni ca și sora Ioana. Când oamenii ăștia vor pleca, veți fi săraci. Eu cred că în biserica din Mansue sunt astfel de oameni. Noi cunoaștem. Am fost cu pastorul meu, am început să facem vizite familiare în urmă cu 3 săptămâni și am început cu văduvele și cu bolnavii și am ajuns la o soră. Și sora asta, știți ce mi-a zis? A zis, frate Cristi, pentru cei 60 de oameni pentru care mă rog în fiecare zi, ești și tu. Eu nu pot să mă duc în Italia să predic. Eu nu pot să mă duc în Oltenia să împar pachete. Dar m-am uitat la covorul de lângă patul ei și era un covor bătătorit. Și cred că era mai bătătorit ăla de lângă pat decât ăla din baie. Că mai mult stătea pe genunchi decât în fața oglinzii. Tu unde stai mai mult? La o altă soră, am întrebat-o pe o altă soră, asta ca într-o paranteză, zic, nu vă plictisiți, de 20 de ani văduvă, singură în apartament. Zice, cum să mă plictisesc? Am un televizor în cameră cu 66 de canale. Nu vă grăbiți să judecați, ascultați până la final. Zice, le-am văzut pe toate, acum le-am reluat la a doua oară, îs la canalul Ezechiel, zice. Ați înțeles sau n-ați înțeles? Am un televizor, 66 de canale are asta. Îs la canalul Ezechiel acum, a doua oară. A doua oară. Tu ai parcurs măcar prima oară. Dragii mei, îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să pună dragostea Lui în noi. Și să împărțim și noi dragostea mai departe. Asta e scopul nostru. Da? Și în ultimul rând și cu asta vreau să închei. Mai este o bogăție frumoasă pe care Dumnezeu ne-o promite. Romani, capitolul 9:23. Unde Biblia vorbește, și nu mai deschid, poți să afișezi dacă vrei, despre bogăția slavei Lui. Și într-o paranteză, Apostolul Pavel spune așa, despre noi vorbesc. Dragii mei, cea mai mare bogăție care ne așteaptă este cerul într-o zi. Când Iisus Hristos a plecat de pe pământ, a zis, merg să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fieți și voi. Nu ți-e dor de locul acela. Noi cântăm, mi-aș da de dor Iisuse după tine, dar hai să ne punem întrebarea, chiar ne este dor? Dragii mei, n-are cum să-ți fie dor decât dacă ai trimis ceva acolo înaintea ta, nu? Că faptele unora merg înainte, ale altora vin pe urmă, nu?
Ai acolo comoara adevărată în cer, l-ai pe Iisus acolo? Ai pe Avram, Isaac și Iacov cu care dorești să te întâlnești? O zis Pavel în ultima lui scrisoare, în 2 Timotei, pe care o scris-o, o zis, am luptat lupta bună a credinței. Am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Am o întrebare, Pavel, și eu pun la evanghelizare întrebarea asta. Dacă mori în seara asta, unde mergi? Știi ce spun cei mai mulți? Dumnezeu știe. Habar n-am. Nu știu unde mă duc. Nu știu. Oameni buni, păi eu dacă plec de acasă să fac niște cumpărături și îmi iau o plasă cu mine și mă îndrept spre mașină și vecinul mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergi? Și eu spun, Dumnezeu știe. Ce spune el despre mine? Și am mii de posibilități unde să mă duc, am mii de locuri unde să mă duc. Eu îi spun, mă duc la cumpărător, mă duc la primărie, că am de plătit niște taxe. Dincolo ai numai două locuri. Tu știi unde mergi? Pavel, știi unde mergi? De acum mă așteaptă cu una pe care mi-o va da însuși Domnul. Dumnezeu. Nu ți-e dor de cer? Un loc unde nu o să mai fie firme care fac încuietor la ușă. Nu o să mai fie firme care fac filamente pentru becuri. Nu o să mai fie nevoie de bec, că Dumnezeu ne va lumina. Nu o să mai fie factură la curent, nici la telefon. O să-L vezi față în față pe El. Nu ți-e dor de locul ăsta? Vă spuneam de bunica mea care a plecat în veșnicie cu vreo 7 ani în urmă. În ultimii 5 ani din viață a fost bolnavă de diabet. Și a început să vadă tot mai greu. Domnul i-a spus, ca să o întărească, că era foarte frică să nu orbească complet, i-a spus, Domnul, până în ziua morții tale, nu o să îți iau toată vederea, o să mai vezi așa puțin. Am venit cu primul copil din spital împreună cu soția, o luat copilul și l-a dus la geam să bată soarele pe el, că nu vedea bine. O zis că e frumoasă. Zice, n-am știut dacă a văzut bine sau nu. Dar m-am uitat la simplitatea bunicii mele. Parcă așa cum o văd, avea un costum gri, cred că 10 sau 15 ani numai costumul ăla a fost la biserică. Și acum o văd, parcă cum stătea pe al 4-lea sau al 5-lea rând de la surori și asculta predica. Atentă. Atentă. Meream la ea și nouă, ne plăceau cartofii prăjiți foarte mult. Și ea ne făcea cartofi prăjiți la nepoți. Și spuneam, bun, hai să mănânci cu noi. Eu nu mănânc. Eu am copii în lume încă. Eu nu pot să mănânc. Mi-aduc aminte că într-o zi mi-am cumpărat telefon și i-am arătat telefonul și i-am dat așa în ironie, ca să nu folosesc alt cuvânt, să se uite la el, să-l deschide. Și nu știu să-l deschide. Știi ce mi-a spus Domnul mai târziu? Bunica ta nu știu să deschide telefonul, dar deschidea cerul când se punea pe genunchi. Voi știți să deschideți telefoanele și parole să le spargeți. Dar cerul știți să le deschideți. Așa e că și voi ați avut astfel de bunici. Care mai mult au fost în post decât la mâncare. Mă zice, o plecat nepotul în Italia, mă, să fie bine, mă. Mă rog. Astăzi când bunicul meu, azi noapte când bunicul meu a murit, m-am gândit azi dimineață, am mai pierdut un mijlocitor. Ore întregi pe zi să ruga pentru noi. A tot citit bunicul, eu mi-aș bucura să știu măcar un sfert din cât o știu bunicul meu Biblia. Măcar un sfert să știu. Nu au zis, mă puneți-mi o tabletă cu ceva filme, mă, că mă plictisesc aici. 25 de ani pe cărucior, bunicul. O pleca bunica mea la Domnul și în ziua mormântării ei, că aici am vrut să ajung, și cu asta închei. Am făcut o rugăciune acolo înainte să plecăm la cimitir. Cineva care a fost prezent acolo a avut o vedenie. A văzut-o pe bunica noastră urcând niște scări frumoase și o cetate extraordinar de mare pe care scria cu litere foarte mari, aurite, Ierusalimul cel nou. Ne-a spus vedenia aceea și ne-am bucurat. Și l-am întrebat pe acea persoană, am întrebat-o, n-ai vă observat, bunica mea era oarbă sau vedea, cum a fost? Și o zis, zice, măi, eu n-am văzut-o din față, numai din spate, era îmbrăcată în alb, urca scările acelea,
dar din felul în care se uita în stânga și în dreapta și se mira de ceea ce vedea, mi-am dat seama că acolo nu mai sunt orbi. Acolo trebuie să stai ca în România, 40 oameni pe hol la aceeași ușă 3 ore până te bagă doctorul în seamă. Așteptăm locul acesta, nu? Îmi ureau oamenii condoleanțe azi dimineață și am zis: Domnul să vă mângâie. Nu e un lucru rău, e ok. Dar le-am spus la toți: bunicul meu nu a plecat din accident în cer. Bunicul meu nu a plecat, bă, atât au iubit viața asta și nu a vrut să moară nici cum. Nu, știi ce ne spunea? Mi-e dor să-L văd pe Iisus, să mă întâlnesc cu Margareta. Mi-e dor de casă, mă. 92 de ani, mi-e dor de Dumnezeu, mi-e dor de cer. După 25 de ani pe cărucior, nu ți-e dor să umbli în picioare? Nu ți-e dor? A spus Domnul cu vreo 40 de ani în urmă la o mamă care era bolnavă pe pat. Mulți proroci, o prorocică se vindică. Fată de 18 ani de lângă Suceava, i-a spus așa la mama aia, la femeia aceea. Așa vorbește Domnul. Piciorul tău care e invalid nu va mai călca niciodată acest pământ, dar va sălta pe străzile de aur. Dragii mei, îmi doresc împreună cu voi să ajungem în bogăția aceasta, unde cel mai scump lucru, aurul, Dumnezeu îl pune pe jos. Îmi doresc împreună cu voi și cu familiile voastre niciunul să nu lipsească. Haideți să facem tot ce ține de noi. Nu mai spuneți că sunteți săraci. Ata să plâng românii că e mică alocație. Acum ne-a mărit-o guvernul și nouă un pic. Da? Noi nu suntem săraci. Săraci sunt aia care au miliarde în conturi, dar nu se pun pe genunchi. Aia săraci, mă. Aia săraci. Bogați, știți cine sunt? Oamenii care se trezesc și citesc Biblia și când se termină ziua, îngenunchează și spun: Doamne, îți mulțumesc. Ăștia sunt bogați. Domnul să vă binecuvinteze și în anul 2020 să vă umple de bogățiile sale. Amin.